Da? Există o alertă care a venit de la roverul NASA de pe Marte și care, așa, de pe margine pare ceva foarte grav. Dar ne lămurește Claudiu Tănăselia, este fizician, intră în direct cu noi. Cum e? Ce s-a întâmplat? Bună seara! Bună seara! Da, a fost așa o încercare de a colecta probe de pe suprafața planetei Marte. Este una din misiunile roverului Perseverance, care se află acolo de anul trecut. El a mai avut probleme și la începutul misiunii de colectare de astfel de probe, când acel tub în care proba trebuia să intre a fost gol după prima încercare. S-a rezolvat și această problemă. Acum, inginerii de la NASA au identificat o altă problemă, în sensul că acel tub în care se află proba acum a intrat fără probleme, nu se mai poate închide, nu se poate sigila. Iar el trebuie să fie sigilat pentru că aceste tuburi, aceste eșantioane de sol marțian trebuie să fie împachetate foarte bine pentru că ele urmează să ajungă pe Pământ. Cândva după 2030 va porni un alt rover, sperăm să fie european, american, să ajungă pe suprafața planetei Marte, să colecteze acești cilindri cu proba de pe Marte și să le aducă înapoi pe Pământ și de aceea trebuie să fie foarte bine sigilate și închise. Ei bine, datorită unor pietricele, unui mic strat de praf de pe solul marțian, acest tub nu se poate închide. Acum, cei de la NASA vor vedea dacă vor putea remedia problema într-un fel sau altul. Era foarte simplu să avem o persoană acolo care să dea cu mânușa și să fi curățat tubul respectiv. Nu se poate încă. Dacă nu se va rezolva problema în acest fel, se va lăsa eșantionul acolo așa cum este și, mă rog, va fi considerat pierdut și se va trece la următoarea probă. Nu este o tragedie atât de mare. Sunt 43 de astfel de tuburi în care se aștept să intre probă, deci dacă se pierd 2-3, cred că NASA deja a luat în considerare acest lucru și n-ar fi o tragedie, dar este bine să se rezolve această problemă pentru că pe viitor se poate repeta și atunci trebuie să știm cum să managerem această situație. Este destul de dificil pentru că noi nu prea știm exact care este structura solului marțian atât de bine, nu putem să simulăm pe Pământ aceste probleme și de aceea apar. Acest sistem de colectare de probe de pe Marte este unul complet nou, nu s-a mai încercat până acum așa ceva niciodată și astfel de probleme sunt inerente. Încă o dată, roverul NASA de pe Marte funcționează cu inteligență artificială, el e programat și ia deciziile singur sau este ghidat de pe Pământ? Este ghidat de pe Pământ, însă nu este ghidat în timp real, pentru că din cauza distanței dintre Pământ și Marte, acest lucru este imposibil. Lui se spune să ajungă într-un anumit loc, iar roverul singur ia deciziile cum să ajungă acolo fără să își creeze probleme, fără să se răstoarne sau să rămână cu roțile blocate în nisipul marțian. Deci cumva îi se trimit comenzi, iar el știe ce are de făcut. Poate că este și un pic de inteligență artificială, însă nu este chiar atât de autonom pe cum ne-ar plăcea să credem. Este ghidat de pe Pământ, dar nu în timp real. Și probabil că astfel de situații, astfel de mici incidente au fost prevăzute și există o procedură pentru a ieși din ele, nu? Probabil că nu există procedură pentru fix acest tip de incident, dar există cu siguranță o procedură pentru astfel de probleme care apar pe parcurs, pentru că tot acest sistem este unul nou. A fost testat la sol, dar, cum vă spuneam, solul de pe Pământ este una, solul de pe Marte este complet altceva și este greu să simulăm exact componența lui aici pe Pământ. Și de aceea apar astfel de probleme care, repet, nu sunt grave, dar ar fi bine să nu se repete foarte des, pentru ca să nu irosim din acele tuburi care sunt limitate. Și interesul nostru, al celor de la NASA, este ca să avem cât mai multe probe de pe Marte aduse la noi pe Pământ, pentru că aici laboratoarele sunt mult mai performante, iar oricum vor ajunge după 2030 și până atunci mai avem și aparate mult mai performante decât ce are roverul la bord. Roverul este așa, cam de dimensiunea unui 4x4, deci destul de compact, este un laborator mobil practic și toate echipamentele de acolo, deși sunt așa state of the art, sunt cele mai performante pe care le putem crea acum, ele sunt miniaturizate și lucrează în condiții speciale. Pe Pământ avem echipamente cu mult mai performante care pot să investigheze mult mai bine aceste probe, care, vă reamintesc, ar putea să conține indicii privind o eventuală existență a vieții pe Marte în trecutul planetei sau, de ce nu, în prezentul ei. Și care este proiectul? Aceste eșantioane, aceste probe vor fi analizate acolo și datele trimise pe Pământ sau, la un moment dat, misiunea se încheie și revine pe Pământ cu tot cu eșantioane?
Misiunea Perseverance se încheie când se va încheia, mă rog, energia de la bordul roverului, dar aceste eșantioane rămase în urma sa pe planeta Marte vor fi recuperate de un viitor rover care va fi trimis pe urmele lui Perseverance, ca în Hansel și Gretel, dacă vreți. Va merge exact unde a mers Perseverance, va colecta aceste rovere, le va trimite pe orbita planetei Marte și de acolo ele vor ajunge pe Pământ. Asta se va întâmpla nu foarte curând, din păcate, undeva după 2030. Misiunea va avea loc, deja se vorbește despre ea, dar încă nu s-a luat o decizie cu privire la detaliile acestei misiuni și cu, mă rog, când exact va avea loc și în ce fel, dar deja încep cei de la NASA și cei de la Agenția Spațială Europeană să se gândească în comun la acest proiect. Și Claudiu Tănăselia, v-am propus astăzi o știre de presă în care se vorbește despre călătoria spațială și despre niște idei preconcepute pe care le-am avea noi în legătură cu felul în care am călătorit noi printre stele și v-am făcut să râdeți. De ce? Da, era o știre cumva așa la marginea science fiction-ului și m-am adus aminte de serialul Star Trek, pe vremea când în Star Trek încă se mai discută despre știință și explorare, nu doar despre efecte speciale. Acolo cei de la bord aveau nevoie de hidrogen pentru fuziunea care propulsează, mă rog, nava Enterprise când ea merge la viteze mai mici, viteza luminii, și acest hidrogen era luat din spațiu. E bine, era o idee împrumutată de la un om de știință care apărea mai multe creații science fiction, nu era doar specific. Star Trek-ului, acele colectoare Buzzard. Sunt niște colectoare care preiau oxigenul din spațiul interstelar, îl aduc în interiorul navei, acolo hidrogenul parcurge un proces de fuziune nucleară și se transformă în energie care propulsează nava. În teorie funcționează, în practică însă, din păcate, nu prea putem să facem acest tip de motor. Pentru un fapt simplu, avem nevoie de niște bobine cu un diametru și o lungime de aproximativ 2000 de kilometri. Încă nu suntem capabili să facem astfel de structuri gigantice. Această teorie a lui Buzzard a apărut în anii 60. Atunci nu se știau prea multe lucruri despre mediul interstelar. Încă nici nu lansasem sondele Voyager. Aveam prea puține informații despre ce e dincolo de sistemul solar. Acum știm mai multe lucruri și acum știm că hidrogenul din afara sistemului solar este ceva mai puțin. Densitatea lui este mai mică decât credeam în anii 60. Atunci era așa o euforie. Aveam tot felul de proiecte interesante. Era un proiect Orion, de exemplu, în care se propunea o navă spațială de dimensiunea unui oraș propulsată de explozii nucleare undeva sub această navă. Mă rog, era destul de mare efervescența atunci și această propulsie bază devine tot așa în această idee de, mă rog, o euforie din anii 60 în care totul era posibil și călătoria spre alte stele era undeva la un secol distanță. Lucrurile, din păcate, stau mai prost de atât. Nu vom ajunge chiar atât de repede să mergem spre alte stele, dar din ultimele calcule a fost un articol publicat recent într-un jurnal de știință care, mă rog, calculele sunt în regulă, adică efectul ar funcționa, teoria este solidă din spatele acestui tip de motor, însă în practică îl vom putea realiza atunci când vom putea realiza structuri de câteva mii de kilometri lungime. Asta ne limitează deocamdată. Mulțumesc mult, Claudiu Tănăselia, fizician, în direct la Digi.